Experiența perioadei de finanțare aflată încă în curs a demonstrat că proiectele ce vizează dezvoltarea regională au mare succes în fața Comisiei Europene, iar programul România-Bulgaria 2007-2013 a adus în cele două state sute de milioane de euro. Pentru ca și în următorul exercițiu financiar să fie atrase fonduri europene de cele două state comunitare, autoritățile celor două țări și-au trimis reprezentanții la o importantă întâlnire găzduită la Silistra și organizată sub egida președinției Bulgariei. Astfel, primarii orașelor dunărene, reprezentanții ministerelor de transport și mediu, dar și ei Comisiei Europene au participat marți la întâlnirea Prioritățile comune ale Bulgariei și României în perioada 2014-2020, noi oportunități de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de președintele bulgar Rozen Plevneliev, care a vorbit despre domeniile comune de interes, dar și despre construirea unui nou pod peste Dunăre, Calafat Vidin. De altfel, prima parte a întâlnirii s-a încheiat cu semnarea unui protocol între cei doi primari, Mircea Guta și Gergo Gergov. Rând pe rând, primarii invitați și-au prezentat orașele și-au expus ideile de proiecte și au vorbit despre disponibilitatea de colaborare. Și primarul Nicolae Barbu a fost unul dintre vorbitori, acesta prezentând un proiect destinat zonei balcanice. Proiectul pe care vreau să vi-l prezint reprezintă un proiect transfrontalier, dar cu trei mari zone de interes de-a lungul Dunării. Observați că întretăierea celor diagonale și verticale duce la trei zone unde s-ar putea amenaja, unde s-ar putea constitui anumite zone de întâlnire. Fiindcă Dunărea este foarte, întinsă ca și lungime. Și este greu să aduci pe cineva de la Ulm și cineva de la Sulina și să te întâlnești oriunde pe acest parcurs. Întâlnirea a reprezentat cu adevărat un bun prilej de stabilire a planului de lucru pentru următoarea perioadă de finanțare dintre autoritățile române și bulgare, pe de o parte și de alta Dunării.